Salut, prieteni, și bine ați venit la prima bătălie a carierelor pe 2020 de alături de Sinner. Salut, Sinner! Salutare! Și la mulți ani, așa, mai de... ne-am trezit și noi după prima bătălie. Era și timpul. Poate un an cu mai multe bătălii, așa spunem, în fiecare an. Dar știți care e problema? Păi n-au lăsat băieții like, de aia n-am mai făcut, mă. Da? Da, vezi? Uite, fii atent. Dacă lăsați un like acolo puternic, faci și noi 4.000 de like-uri. Mamă, 4.000. Vine o bătălie mai curând decât vă așteptați. Desine de voi, nu de noi neapărat. Asta zic, de avem, noi, da. Avem așa, avem Liverpool aici. Facem bătălia carierelor cu Liverpool, echipa mea de suflet. Și la Sinner facem cu Chelsea. Deci două dintre echipele tari de Premier League, care au și bugete mari. Da, aici chiar la Liverpool avem lejer peste 100 de milioane de cheltuiți. 115 milioane de lire. Da. Acum, treaba stă în felul următor. Înainte să începem, am făcut câte un transfer. Încercăm să ghicim liga de unde provine jucătorul. Dacă ghicim, își ia discard și e trist, pentru că mie mi s-a întâmplat de multe ori. E nasol de tot. Sinner, o să încep tu. Strică, o să-mi strici ziua. Bă, sincer, vreau să dau o predicție. Am impresia că am luat amândoi același jucător, nu știu de ce. Dar acum o să fie doi, unul stânga, unul în dreapta. Da, unul stânga și unul în dreapta, lumea să moare de râs. Și noi încercăm să ghicim liga. Bă, Doamne, eu am zis că ai foarte multe opțiuni în atac. Îți trebuie acolo un atacant lângă Bobby s-a cam dus, săracul, nu mai are sezoane așa bune. Și am zis liga. Ai zis ligon? Da. De ce mereu? De ce? L-am luat pe Mbappé. Era logic, da. Băi, era visul meu Mbappé, Mané, Salah, visam cu ochii de stâlp. Nu s-a întâmplat. Cât e release-ul, are 7 milioane jumate. Vai. Doar să-i spui, hai pleacă. Cum poți să-i zici să plece? Nu poți să-i zici. Știi care e partea bună? E de release doar 7 milioane jumate pentru că are contract pe un an, că expiră, că pleacă la Real Madrid la var. Bine, s-au gândit. Da, și da, dacă era tot Mbappé, rămâi cu Bobby acolo. Eu am momentan zis că am luat din Premier League. Ai zis că am luat din Premier League? Da. Nu. L-ai luat pe Mbappé? Nu. L-ai luat pe Neymar? Nu. L-ai luat pe Messi? Nu, și mai bun decât... Hai că și pe mai bun cine, decât... Pe cine, mă? Pe cine mai bun decât... El atacamă, îl vrea Liverpool de mult. Haaland? Da. L-ai luat pe Haaland? Normal. Băi, eu am crezut că te duci și tu pe el. Pă bune. Și de ce ai zis ligon? De ce nu vrei să schimbăm cu Bundesliga? Păi am zis că nu te duci pe Bundesliga. Și în ligon sunt mai multe variante. Și bă, Haaland la Liverpool. Tu îți dai seama? Mamă. Da, păi tot Firmino s-a luat Mane clasicii. Ăștia sunt jucătorii mari. A rămas trio-ul. Băi, nu strici trio-ul lui Klopp. Da? Nu îl strici. Asta e, mă, hai că poate reușim mai multe în ceea ce urmează. Am ales câte 3 naționalități și 2 pentru celălalt să le ghicim. Hai, Sinner, tu că ești invitatul meu. Ești pregătit? Aici, vezi că începem ca la ligă. Dacă îmi decizi 2 din astea, putem să eu stau pe spate. Da, stai pe spate? Am zis așa, odată, Germania. N-am luat Germania. Italia. Italia, am luat Italia, da. Portugalia. Păi stai că aveai 2. Da, stai bă că... Dar oricum n-am luat nici Portugalia, e ok. Ok, deci am ales... Okay. Deci ai prins Italia, eu mai am Franța și Brazilia. 2 super putere ale fotbalului. Franța și Brazilia, ok. Mai-mi dai eu tu am făcut una pe aici niște schimbări... Ok, o să zic după aia. O să zic după aia. Așa, spune. Hai, zi tu, ce crezi că am luat? Păi nu, dă-mi o naționalitate, să pun loc de Italia. În loc de Italia? Am îmbătrânit. Cambodgia, nu știu. Cambodgia? Da. Ce jucători sunt în Cambodgia? Nu știu, găsești tu pe unul pe acolo. Crezi că un cambodgian a venit în Europa cu visul de a deveni fotbalist? Nu. Mai știi? Ok, la tine am luat un fel de Benelux, așa, am luat Belgia și Olanda. Da, am Olanda. Ai Olanda? Da. Bun, mai am Franța și Portugalia. Franța și Portugalia. Și mai dăm una. Franța, Portugalia. Ok, așa. Ok. Și vei mai avea Iran. Iran, bun. Vezi că are Iran un jucător foarte bun. Iran. Bun. Are atacantul ăla, e mutul al Iranului, știi?
Hai să, da, da, da. Hai să zic ce am făcut. Eu ți-am zis echipele pe care voiam eu să le iau. E bine. Ce? Deci, ce ți-am zis eu la început, Germania cu Italia, alea voiam să le iau eu. Și pe aia am realizat că ți-am zis echipele mele și nu mai puteam să le aleg pe alea, știi? Și am luat următoarele care erau la rând. Doamne, am uitat, mă. Okay. Băi, gata, mă, ușor, ușor, așa se pornește, mai greu pornește mașinăria de bătălii. Dar și când pornește, oricum, de ghicit pornește. Ești încă, ești ghicitorul maxim. Am rămas, am rămas acolo, da. Dacă e acolo, înseamnă știți că nu mai e, că de fapt e ghicit. Super. Astfel, avem naționalitățile, putem face câte 3 transferuri și bani din plin. Vom avea 10 minute pentru transferuri și în 3, 2, 1, începe bătălia carierelor. Bam! La, direct la treabă. Vreau să iau niște nume mari. L-avem și pe Mbappé, ce frumos era. Era frumos, dar s-a din dus. Din păcate s-a dus repede. Visul meu cel mare se spulberă. De băteu. Ce tripletă. Nu ne-am prea nimeni cu tripletă, că știam ce piesă de câștigam campionatul cu suta de puncte. Deci nu ar fi fost cale de întors. Tot un minut. Și eu dacă aș găsi jucător ar fi bine. Băi, am făcut aici o listă. Pentru tata Jurgen să transfere, ia să vedem prețuri, mamă ce prețuri, doamne. Ăștia trebuie și scoutăriți, n-avem scoutări. Opa. Ok, păi poate vând ceva. Deci am zis putea, că poți să mai vinzi din jucători. Ce aș putea să dau eu de aici? Legenda Milner, niciodată. Nu poți, n-ai voie. Marele divoc, marcatorul din finala UEFA Champions League? Nu. No. Carius, pe Carius l-aș vinde. Primul pui. Tu transfer, avansare, cum mai ești mai aici? Mă? Elliot, uite, jucător de viitor, se vinde și ăsta. Și Curtis, vindem tot viitorul, că avem un singur sezon la dispoziție. Mamă, păi n-avem timp de viitor, hai, acum, bătrânii. Timp de viitor, anul ăsta la vară, adică pe Cali, știi? Da, Juventus style. Anul ăsta, pac, luăm 20 de milioane și la vânzare. Oh, a venit ofertele, a venit ofertele. Mamă, câte milioane. Oh! PSG îl vrea pe Firmino acum că l-au pierdut pe Mbappé. Mamă, Van Dijk. Îl vrea Juventusul pe Van Dijk. Mamă, am bătrânit Chiellini. Juve, dar unde are Juve? Oh, vor să facă de Ligue Van Dijk. Interesant, nu? Interesant, da, da, da. Apărarea Olandei cu un jucător de mare viitor. Bă, vezi că e interesantă combinația. Aproape 3 minute s-au dus. Mamă, doamne, prețuri. Ok. Destul de greu aici. Destul de greu. Hai că o să le iau pe băiatul ăsta. Hai, iau 2 jucători. În birourile de la Liverpool. Aici se fac banii grei. Mamă, de ce are cota asta? Nu mi se pare normal deloc. Hai mă. Ok, hai să... Aoleu, durează prea mult. Merge Teo? Nu prea merge, nu-mi place ce se întâmplă aici. Nu-ți place, bă. Măi, eu abia acum vorbesc cu primul jucător. N-am avut timp până acum. Băi, dar nu crede că e cam mult băiatul ăsta ce-mi cere aici? Trebuie să se gândească. Nu. Ce mă enervează. Și după aia vine și zice, știi, n-am gândit, dar vrem încă 50 de milioane. Ok, mai simulăm. 4 minute n-am făcut niciun transfer. Toate vor fi pe final. Pe final vin. Da. Da, eu am vorbit acum cu un jucător. Să vedem dacă vine. Mă, nu e cel mai wow, dar știi cum e? Contează că aduci, știi? Da. Important e să aduci jucătorii. Exact, exact. Nu contează cât de wow sunt. Nu știu. Mamă, ăsta vrea contract pe prea puține ani. Hai mă, acceptă. Hai că au acceptat. Doamnește. Am negociat minute în șir.
Vai, aproape 5 minute s-au dus, Teo. E un fel de ca și cum ai gocea o săptămână în birouri acolo. Hai. Al doilea transfer? Am făcut și al doilea transfer. S-au înțeles, oh, băieții. Bravo, bravo. Bun. Bun. Nu e chiar salariul pe care îl voia, știi? The salary that the lad was hoping, știi? Dar acceptă că i-a mai scăzut salariul. Că până la urmă ce poți să faci? Am făcut și al doilea transfer și eu. Hai că mă bag și eu pe al doilea transfer. Bagă-te, bagă-te. Oferim o sumă. Sperăm să accepte. Vor cam... Ah, ok. Cam mulți bani. Hai mă. Negociem la milion aici. 10 milioane în plus, 10 milioane în minus. Gata, ne-am descurcat. Mai sunt 4 minute. Mai sunt 4 minute, e ok. Nu e grabă. La fix. Bun. Am timp. Am timp. Mai sunt niște bani. Ce am putea să mai dăm? Ofertă pentru Mane. Juve, uite, a venit și Juve pentru jucător. De unde are Juve bani? Nu știu. Nu-l mai plătesc pe Ronaldo și au bani. Ță. A semnat Juve și cu Leipzig. Ok. Hai că am făcut și al treilea transfer, cum s-ar zice. A, deci ești gata. Mai am și eu unul, dar... Bă, da! Știi cum e? Câteva acolo să fie, nu sunt wow, dar îmbunătățesc cât de cât squad-ul. A, 2 minute jumate. A, OM! Îl vrea pe Milner. Bun, ne-am înțeles și la contract. Gata, am scăpat de stres. Da, acum să vedem cum se descurcă bine. Băieții. Gata, bine, i-a dus? Rău. Bine, rău, 3 transferuri. Ce frumos. Bine. Hai că ne-am mișcat super repede. Da, a fost lejer. Avem 1 minut jumate. Ok, fără clauză, un salariu. Perfect, gata. Ai discutat și cu ultimul? Am făcut 3 transferuri, zic eu, foarte bune, dacă rămân, tot e bine. Astfel am trecut câte 2 jucători aici pe care credem că i-a luat celălalt. Posibilități destul de multe. Chiar să da. Dacă ghicim. Sinner, ai milă puțin, lasă măcar ăștia. Ăștia 3 băieți. Bă, eu zic ce cred acum, na, dacă tu ai dus-o la extrem și te-ai gândit la ce mă gândesc eu și n-ai luat ce mă gândeam eu, poate, mamă, poate scap. Hai să vedem, hai. Fiate, zi. Am scris un brazilian și un francez. Am luat un francez, normal, avem Franța și Brazil. Ok, da. Ok, bun. Am zis că ai nevoie de ceva în apurare, așa cum da, te duci. Dar zi-mi care e francezul. Francezul e în mijloc. Manchester United, Pogba. L-am luat pe Pogba. Nu, e prea scump Kante să-l iei. E prea scump. Cine e brazilianul? Cine? E un fundaș de la PSG. Marquinhos. Nu e, mă, nu e. Gata. Nu e? Pleacă Pogba, oricum n-avea nevoie de el. E doar cu freze, e doar cu... Mai bine no, jucă no, no, mai serios e acolo, Henderson cu Fabinho. Henderson, jucător care trage pentru echipă, care nu... Aia zic. N-are vedetism. Băi, l-am luat pe Thiago Silva în apărare. Cu Van Dijk. Ok, nu mă așteptam la asta. Arată frumos așa, Thiago Silva, Van Dijk. Așa. Și am luat un alt jucător, l-am dat pe Firmino la schimb și niște bani pentru Karim, The Dream, Le But Benzema. Bun, 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 Karim, îmi place, Benzema, îmi place. Mane, Salah. A, frumos. N-a venit Mbappé, oameni buni, dar a venit Benzema, măcar atât. Mă, tot francezie, tot atacant. Da. Merge. De,
Vezi că v-a dat multe goluri Benzema, i-am dat pe un cred sezon. Cred că da, cred că da. O să rupă sezonul ăsta. Chiar sunt curios câte goluri va da în Premier League. La tine am ales un portughez și un francez. Logic, așa. Și un fundaș central ai luat, că e normal, la Liverpool. Fundașul central este francez. Da. Și este un jucător care e cunoscut la naționala Franței. Este maestro Kimpembe. Nu. Pe, da, ok. mă gândeam, ai trei opțiuni. Kimpembe, Varane și Kunde. Păi și pe cine l-a luat? Kunde. Kunde. Ah, și prima dată am gândit la Kunde, dar am zis, hai, fii atent, să gândească la Kunde. Fii atent, nu, că e mai bun, e mai bun Kunde pe potențial decât Kimpembe. Și zi portughezul. Portughezul e de la Manchester United. Brunitos Fernandes. No, n-ai ghicit. Cine e portughez? Bernardo Silva. Mă gândeam și la Bernardo, dar... Știu, okay. Știu că tu te... Deci, fix lângă, fix lângă. Că știam că alegi pe Bruno, că zici că nu le iau pe ăla, că nu știu ce. Bă, dar fii atent. Cred că e cel mai insane transfer pe care l-am făcut vreodată. Nu cred că te aștepți la chestia asta. Pe cine crezi că am mai adus? Acum nu mai ai voie să ghicești, dar... Mai e un jucător. Mai am un jucător și Ronaldo. Probabil că e cel mai scump jucător din FIFA. Printre cei mai scumpi. Nu e Ronaldo? Nu e Ronaldo, că nu e scump, că e ieftin. Mai pe Mbappé? Da. Mamă, nu pot să cred. Kylian Mbappé. Am vândut pe acolo, l-am dat pe Bobby, pe Thiago, am restructurat puțin echipa și... Bă, n-a fost foarte scump pentru că e un ultimul an de contract. Și am dat 180 de milioane, ceea ce echilibri pe Mbappé. Mbappé, Haaland și Salah. Deci sunt Mbappé și Haaland la Liverpool, dar nu la amândoi, doar la Sinner. Da? L-am furat eu, l-am pus Teo pe free agent. N-ai avut încredere în Mane. Și l-am luat Mane, eu. Mane are relații de joc mai bune cu Robertson și cu Salah. Da. Și Benzema are mai multă experiență decât Mbappé, da? Și decât Haaland. Și cu experiența lui va oferi cea mai bună performanță pentru echipa asta. O să vedem. Mă, acum știi cum e, eu degeaba m-aș dus dacă jocul n-o să îi joace. Se rup și Mbappé și Haaland, da, în ianuarie și pierzi tot. Gata, simulăm până pe 23 mai. Și sperăm la rezultate bune. The United cred că e la jumătatea clasamentului. Am rupt în două. 3-0-4-1 sezonul ăsta. Sunt că e în UCL, nu pot să cred. Îi batem, sper. Egal? Hai mă, i-am rupt în campionat. Neposibil. Ne-au bătut în UCL. Doamne! Hai să vedem care e situația. United ne-a scos din sferturi. 58 rating. O, cât de aproape am fost să iau titlul. Doamne! Am avut meci direct pentru titlul, practic. Cu Spurs! Spurs ia titlul! Ce poate să însemne Antonio Conte? Mamă! La mine e jale, n-am nicio... Rupt. Thiago Silva are 80 rating! Eu nu mi-explic ce s-a întâmplat aici, efectiv. Eu am cei mai buni jucători aproape din lume. Ca la PSG! No, unde nimic. Mbappé se alege praful. Podens, golgheterul Premier League, 24 de goluri. Uite, pe ăsta trebuia să-l cumpărăm. Podens. Da, deci în Champions League m-a scos United. După ce am bătut în campionat pe unde i-am prins, m-a bătut în sferturi. Tu ce ai bătut în Champions League? Am ieșit pe locul 2 în grupă. Și după aia, round of 16, m-a eliminat Wolfsburg. Mamă, nu pot să cred, Wolfsburg. Wolfsburg, m-a eliminat Wolfsburg. PSG câștigă Champions League fără Mbappé. A bătut pe Barcelona în finală. Deci în campionat te-a pe 2, după cât ai terminat? Pe 5. Nu pot să cred, pe 5? Bă, uite cum s-au întors lucrurile. Eu ți-am zis, degeaba faci, faci transferuri bune, că jocul cum vrea așa dă. Ok, câte înfrângeri ai? Stai, Sindru, să văd. 7 înfrângeri. Am 5, câte egaluri ai? 12. Am 8, e bine. Am 83 de puncte. 69 de puncte. Campionii, bă, Liverpool! Aha, stai. Dai, cum, bă. A câștigat tot de hamul lui Antonio Conte campionatul incredibil și Conference League-ul. A rupt Conte. Însă cum a luat PSG Champions League-ul fără Mbappé? Mi se pare fantastic. La tine cine a luat Champions League-ul? A luat Bayern München contra Chelsea. Culmea. La mine tripleta a mers bine. Salah 27, Mane 22, Benzema 20. Deci pe total l-au dat ceva goluri. Parcă Benzema n-a marcat în Champions League decât două în 10 meciuri. O mare problemă.
Și s-a rupt Fabinho, rău de tot. Fabinho a jucat 49 de meciuri. S-a rupt fix când aveam nevoie de el. Asta a fost prima bătălie din 2022. Facem la Sinner cu Chelsea, link-ul e în descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dragi, acolo, hai să facem la 4000 de like-uri. Da. Sinner, mersi că ai fost aici. Asta a fost. Și supărat, ei a luat pe toți agrei și n-a reușit. E supărat. Ok, cam atât mai bun. Pa, pa!